Bună ziua, stimați colegi, onorată asistență! Anunțăm începutul activității Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor habilitat cu tema Potențialul genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și mutante, metode de cercetare și utilizare în ameliorarea la specialitatea genetica plantelor și producerea semințelor. Conform regulamentului aprobat de către Agenția Națională de Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, prin regulamentul aprobat în anul 2021, procedura de susținere a tezelor de doctor habilitat, care au urmat programul de postdoctorat, au parcurs acele etape prevăzute conform procedurii. În conformitate cu extrasul Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, a fost aprobată componența Comisiei de Susținere Publică a tezei nominalizate anterior în următoarea componență. Andronic Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar, Institutul Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, în calitate de președinte al Comisiei. Doamna Lupașcu Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul Genetic, Fiziologie și Protecția Plantelor, consultant al pretendentei tezei de doctor habilitat. Doamna Conceruc Maria, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Institutul Genetic, Fiziologie și Protecția Plantelor, în calitate de referent. Doamna Pântea Maria, doctor habilitat în științe biologice, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, în calitate de referent. Domnul Munteanu Nicolae, doctor în științe biologice, profesor, Universitatea Științele Veței Ionescu, Ion Ionescu de la Brad, din Iași și România, în calitate de referent. Doamna Galina Butnaru, Butnaru, în calitate de doctor în științe biologice, profesor, Universitatea Științe ale Vieții, Regele Mihai I, Timișoara, România, în calitate de referent, doamna doctor habilitat în științe biologice, Mihnea Nadejda, Institutul Genetic, Fiziologie și Protecția Plantelor, în calitate de secretar științific. La momentul înaintării dosarului pentru aprobarea componenței Comisiei pentru Susținerea Publică au fost întocmite acele documente prin care fiecare membru al Comisiei de Susținere Publică și-a demonstrat competențele prin lucrările publicate în reviste ISI și articole cu impact la tema tezei care este pusă astăzi în dezbatere, în conformitate cu acele cerințe care sunt înaintate față de membrii Comisiei de Susținere Publică și referenții tezei în examinare. De asemenea, fiecare membru și-a expus imparțialitatea și lipsa conflictului de interese cu pretendenta care a elaborat teza și astăzi urmează să o prezinte pentru susținere publică. Astfel, cu aprobarea Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, Comisia este împuternicită pentru a desfășura ședința de susținere publică și a aproba decizia corespunzătoare referitor la teza care a fost elaborată în cadrul unui program de postdoctorat cu finanțare de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Ofer cuvântul secretarului științific pentru prezentarea informației referitoare la etapele de desfășurare a examinării tezelor și concluziile avizelor la etapele examinării tezei. Estimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, mă spun pe președinte, permiteți să-mi dau citire lista materială care a fost inclusă în dosar la diferite etape de evaluare a tezei de doctor habilitat a doamnei Bacodiei. Deci, la început a fost primit decizia Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova privind organizarea Comisiei pentru Susținere Publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice.
CV-ul doamnei Macovin Melania, teza de doctor habilitar, având foie de titlu conform anexei 21, rezumatul tezei în limba rusă, în limba română, conform anexei 22, și în limba rusă. Engleză. Sumatul, suplimentul publicației la tema tezei de doctor publicat în științe biologice, lista lucrărilor științifice, lista prezentărilor la conferința științifică internaționale și naționale, acte de implementare științifice, avizul pozitiv a ședinței primare a laboratorului resurse genetice vegetale al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, procesul verbal numărul 1 din 26, 01-2023, al ședinței lărgite a laboratorii resurse genetice vegetale, avizele referințelor ședinței primare, doctor habilitat Bătnar și doctor habilitat Mihnea Nadeșta și doctor habilitat Cealac. Decizia Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova privind organizarea și efectuarea ședinței seminarului științific ad hoc. Lista de prezență a membrilor, mi-a fost prezentate următoarele documente. Lista de prezență a membrilor seminarului științific ad hoc, fișele privind competențele profesionale ale membrilor seminarului științific ad hoc, rezoluția cu privire la votul de similitudini, avizele referințelor oficial de doctor habilitat a seminarului științific ad hoc, doctor habilitat Pântea Maria, doctor habilitat Gunceriuc Maria, doctor habilitat Cealac, doctor habilitat Bucarciuc. Nota informativă cu referire la modificările efectuate la textul tezei conform obiecțiilor și propunerilor făcute de membrii seminarului științific. Tabelul generalizărilor al standardelor atribuit de indicatorii de seminarul științific ad hoc, avizul pozitiv al seminarului științific ad hoc la specialitatea 111.04 ameliorare și protecția plantelor, hotărârii seminarului științific ad hoc la specialitatea 411.04 ameliorare și producerea semințelor, fișele privind competențele profesionale ale membrilor a Comisiei de Susținere Publică. Și la ultima etapă au fost prezentate procesul verbal numărul 1 din 26 septembrie 2023 al ședinței Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice cu tema potențialul genetic a genofondurilor tomatelor de cultură și mutante, metode de cercetare și utilizarea ameliorare la specialitatea 411.04 ameliorare face și producerea semințelor, elaborată de Macovei. De asemenea, au parvenit avizele referințelor oficial. Gânciaruc Maria, doctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător de la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Pintea Maria, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar și cercetător Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare. Butnar Galina, doctor în genetică și ameliorarea plantelor, profesor emerit al Universității Științei de Științele Vieții, Regele Mihai din Timișoara și Munteanu Nicolae, doctor în științe biologice, profesor universitar la de Științele Vieții, Ion Ionescu, de la Brat, România. Și de asemenea a consultatului științific, Lupașcu Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări referitor la documentele care sunt incluse în dosarul de examinare a tezei sau referitor la CV-ul pretendentei. Dacă nu sunt întrebări, atunci oferim cuvântul doamnei Macovei Milane pentru expunerea rezumatului la teza de doctor habilitat. Bună ziua! Stimată doamnă președinte Comisiei de Susținere Publică, onorați referenți și membrii ai Comisiei, stimați colegi, atenție dumneavoastră, prezint lucrare efectuată în cadrul proiectului de postdoctorat la temă potențialul genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și mutante, metode de cercetare și utilizarea în ameliorare. Cercetarea este dedicată unei dintre cei mai extinse și răspândite culturi la nivel mondial, datorită înaltelor calități alimentare, tehnologice și gustative.
În ultimul timp, ameliaratorii au înregistrat succese importante în crearea soiurilor și hibrizilor de tomate cu productivitate ridicată, însă multe aspecte au rămas nesoluționate, în special cele ce țin de toleranță la factorul ambiental nefavorabil. Actualitatea problemei devine tot mai stringente și motivul că în Republica Moldova secetă survine peste fiecare 2-3 ani, fenomenul fiind însuțit de diverse erozie, ceea ce determină intensificarea eroziunii genetice. Din acest motiv a apărut necesitatea elaborării de noi metode și tehnologii în procesul de ameliorare la crearea soiurilor și hibrizilor de tomată, menite se corespundă predilecțiilor producătorilor și consumatorilor. Probabilitatea succesiunii în crearea genotipurilor valoroase depinde în mare măsură de fundamentare științifică a utilizării materialului inițial, care poate fi identificat din colecțiile extente, dar și create pe care artificială prin implicare în încurcări a formelor îndepărtate genetic sau geografic. În contextul vizat, un interes apare prezinte formele mutante obținute pe diferite căi. Eficiența utilizării genelor mutante de tomate în procesul creierii genotipurilor cu caractere complexe, soiurilor și hibride de tomate depinde de informația deținută cu privire la particularitățile de manifestațiile și gradul de expresie fenotipică a markerilor mutanți în arealul natural de cultivare. Nivelul de cunoștință acumulată și domesticirea formelor mutante determină în mare măsură succesul pronosticului și eficiența procesului de ameliorare. Alături de aceasta, în prezent, este destul de actuală problema intensificării și optimizării procesului de ameliorare, ceea ce presupune utilizarea combinată a metodelor selecției clasice și celor moderne, moleculare, gametice, biotehnologice și altele. În acest sens, sunt deosebit de relevante tehnologiile gametice, care oferă oportunități de explorare rapidă și eficientă a populațiilor mari de polen pe fundalul stresului creat artificial, contribuind astfel la intensificarea procesului de identificare și selectare a genotipurilor rezistente în etape timpurii și cele mai vulnerabile ale ontogenezei plantelor. Reieșind din spuse, scopul cercetării a fost evidențierea potențialului genetic a tomatelor de cultură și a mutantelor la nivel gametofitic și sporofitic, prin analiza variabilității și heritabilității rezistenței la factori abiotici nefavorabili și altor caracteristici agronomic valoroase, în vederea creierii materialului inițial nou, soiurilor și hibrizilor performanți. Obiectivele cercetărilor, crearea și optimizarea condițiilor artificiale de stres, temperaturi ridicate, scăzute, secete, pentru screeningul rezistenței formelor mutante și ale altor genotipuri de tomate pe baza caracterilor gametofitului mascul în condiții de in vitro. Cercetarea potențialului genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și a celor mutante în calitate de sursă nouă de germoplasmă pentru rezistență la factori abiotici de stres, cu estimare concomitență a manifestării caracterilor biologice, agronomic valoroase și marker mutanți. Studiul variabilității și heritabilității caracterilor biologice, citohimice și altor caractere ale polenului la hibrizii F1, care determină rezistența la stresul abiotic, cu optimizare ulterioară a procedurilor de selecție a genitorilor și obținere genotipurilor rezistente. Determinarea ratei de influența formelor parentale și interacțiunea acestora asupra heritabilității caracterelor de rezistență a polenului în generația F1. Elaborarea metodei de selecție a recombinanților transgresiv din populațiile F2 pe baza caracterelor gametofitului mascul. Determinarea valorii de ameliorare a descendenților recombinanței rezistenței în generațiile ulterioare. Elaborarea metodelor de selecție combinate prin asocierea metodelor tradiționale cu tehnologie gametice. Și pe bază metodelor dezvoltate, crearea
materialului în țar, soiurilor și hibridelor heterotici de tomate de nouă generație cu potențial ridicat de rezistență la unul sau simultan la două, trei factori abiotici de stres în combinație cu mai multe caractere agronomic valoroase, inclusiv marker mutante. Cercetările au fost efectuate în cadrul mai multor proiecte instituționale, piloturile experimentale de teren deschis și protejat și în diverse laboratoare ale Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor. Direcția științifică nu a propus spre susținere, elaborarea și valorificarea tehnologiilor gametofitice în toate etapele ameliorării tomatelor pentru sporirea eficienței și precizii procesului de identificare și selectare a genotipurilor rezistente la stres ambiental abiotic asociate cu caracteristici fenotipice specifice ale sporofitului. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere. Crearea și optimizarea condițiilor de stres modelate pentru screeningul in vitro rezistenței genotipurilor de tomate pe baza caracterilor gametofitului mascul. Potențialul genetic al genofondului tomatelor de cultură și mutantelor ca sursă nouă de germoplasmă pe baza unui complex de caractere morfobiologice și agronomic-valoroase. Heritabilitatea rezistenței la factori abiotici de stres pe baza caracterilor gametofitului mascul de tomate la hibrizie F1 și analiză populațiilor segregante în generațiile F2, F3 și etc. Fundamentare teoretică a selectării genitorilor de tomate în încrucișările multicomponente pentru obținerea generațiilor hibride rezistente la stresul abiotice pe baza caracterilor gametofitului mascul. Utilizarea complexă a metodelor de selecție gametică tradițională și a efectului lor asupra optimizării procesului de ameliorare. Material inițial al selecției pe baza de heterozis la tomate. Noi soi, hibrizie F1 și linii de tomate, inclusiv cu mai multe gene marker. Condițiile nefavorabile. În timpul creierii creșterea plantelor de tomate includ temperaturi ridicate și lipsa de umiditate în sol. Indicatorii cărora a fost utilizat la efectuarea unei analize comparative ale rezultatelor cercetării obținute din diferite ani, inclusiv în condiții de laborator. În perioada de studiu, cel mai secetos an a fost 2007, 2012, 2015 și 2020. Totodată a fost temperaturi mai ridicate, mai puține precipități și, mai, și umiditatea mai joasă în față de media multianuală. Adică din 2003 până la 2020. Cele mai puține precipitații a căzut în 2007. În calitate de obiect de studiu au servit cantitate mare de material biologic, circa 500 de genotipuri obținute din colecte instituțiilor științifice din diferite țări. Procesul de cercetare a inclus și mai mult de 350 de combinații hibrizi descendenți din diverse generații hibride, începând de la F1 până la F10, obținute în cadrul programelor de lucru în diferite ani, prin încrucișări formelor genetic și geografic distante, inclusiv forme cu gene marker mutante. În baza cercetărilor a fost metodele de cultivare polinului pe fundalul artificial de factorul stresant, temperaturi ridicate, scăzute și secete, în condiții in vitro, optimizate și create prin scheme speciale de intensificare a procesului de testare a colecțiilor extinte, identificare și selectare a genotipurilor de tomate rezistente la stresul abiotic, care le voi prezenta ceva mai târziu. Dar totodată a fost folosit și metode clasice, bine cunoscute și apreciate pe larg în instituțiile științifice naționale și internaționale. A fost utilizat și metode statistice pentru analiza varianței
flusteriană, corelațională și altele, cu ajutorul pachetelor de soc, statistica statrap și exces. A fost efectuate cercetări în vedere creierii și optimizării fundalurilor artificiale de stres, temperaturi ridicate, scăzute și secete pentru apreciere rezistenței formelor detomate în bază gametofitului mascul în condiții in vitro. Pentru stabilirea condiții de temperatură ridicată și a timpului de expunere a polenului, care să ne permită identificarea și clasificarea formelor studiate conform rezistenței, au fost utilizate 4 nivele termice cu diferite severitate, 40, 45, 50, 55 de grade. S-a constatat că o temperatură de 45 de grade prezintă o capacitate de diferențiere mai mare, identificând diferența atât între genotipuri cât și caracterele studiate care utilizează ulterior în lucrare. Răspunsul genotipurilor la temperaturi scăzute a fost determinată prin germinare polenului acesta în mediul nutritiv în timp de 24 de ore, folosind 4 nivele. Fundalul de temperatură 5 grade s-a dovedit a fi cel mai sever pentru polenul dintre toate probele. Fundalul de atunci când temperatura de 10 grade a avut un efect stimulativ. Temperatura de 6 grade a avut un efect diferențiere mare asupra procentului de germinare polenului și lungimea tuburilor polenice. Pentru screening-ul formelor de tomate, polenul cărora ar germina pe mediul nutritiv artificial cu o concentrație mare de zaharoză, simultan astfel secetă, a fost elaborată o metodă prin care s-au testat 5 tipuri de mediu cu concentrație ridicată de zaharoză. Polena germinat pe toate mediile nutritive timp de 5 ore. Mediile nutritive cu concentrația zaharoză 40-45% s-a dovedit a fi destul de severe pentru polenul tuturor genotipurilor. Diferențele pronunțate în comparație cu marturul, atât între genotipuri cât și caracterele studiate, au fost stabilite pe mediul nutritiv 38%. Pentru studiul genofondului de forme mutante a fost elaborată o schemă de cercetare care acoperă toate etapele și fazele de dezvoltare plantei, permitând determinarea caracterului și gradului de variabilitate fenotipică a insușelor marker, de la germinarea seminței până la obținerea semințele noi și testarea acestora. În stadiul de germinare a semințelor s-au luat în considerare natura manifestării caracterelor hipocotilului și particularitățile de manifestare a insușelor frunzelor cotiledonale și primelor frunze adevărate, controlate de un număr mare de gene mutante care se manifestă diferit ca și dacă au o anumite similitudini. Unele dintre ele sunt prezentate în atenție dumneavoastră. Sunt prezentate rezultatele studiului și distribuției formelor mutante în grupuri în funcție de caracteristicile cantitative ale frunzelor, care stau în bază diferențierii intraspecifice a tomatelor, tipul de orientare și locația lor, unul față de celălalt, determină habitatul și arhitectura plantei. Luând în considerare totalitatea acestor caractere controlate de diferite gene și combinațiile lor, într-un singur genotip, formele mutante au fost distribuite în grupuri în funcție de tipul de creștere și durată vegetației. Studiul considerabil a fost efectuat și după gradul de expresie fenotipică a variabilității caracterelor sistemului reproducător. A fost descrise forme mutante
cu un singur și multe marker cu diferite mutații ale florilor. Cele mai puternică manifestare a acestora se observă în anii cu condiții climatice severe, anii secetoși din 2012 și din 2015. Aceste genotipuri sunt de mare interes pentru studiile fiziologice, biochimice și citogenetice. O diversitate largă a fost depistată și pentru caracterele fructului, pe baza formei, culoare, structurii, suprafaței fructului și genele ce controlează modul lor de manifestare. Pe baza caracterilor, numărul, formă, culoare, structură, lojelor, seminare, modificarea lor, încoacere și prezența semințelor care controlează de un mare grup de gene care se manifestă diferit în timpul formării fructului. Pentru prima dată a fost efectuată cercetări de apreciere rezistenței formelor mutante de tomate la factorii de stres abiotici, temperaturi ridicate, scăzute și secete, pe bază unui complex de caractere gametofitului masculin. Sistematizarea lor a dovedit posibilă datorită scalei de rezistență elaborate pe baza a două caracterele gametofitului masculin: germinarea polenului și lungimea tuburilor polenice. În pozele sunt prezentate și se vede formarea, germinarea și formarea tuburilor polenice la genotipuri nerezistente, la care polenul nu germinează, polenul formelor mutante cu rezistență joasă și relativă formează slab și forme tuburilor polenice scurte, în timp ce la formele rezistente, cu rezistență înaltă și foarte înaltă, polenul germinează foarte bine, repede, și formând tuburi polenice lungi și foarte lungi. De rând cu aceasta au fost identificate genotipuri cu variabilitate intrapopulațională foarte înaltă. În populațiile lor sunt multe grăuncioare de polen cu integritate deteriorată, încrețite și deformate. Polenul formelor din grupul 8 germinează slab, formând acele care germinează, formează tuburi polenice lungi. Polenul genotipurilor din grupul 8 germinează rapid și bine, dar formează tuburi polenice scurte. Pe bază datelor obținute, putem concluziona că rezistența la acest trei factori de stres abiotic este determinat de diferite sisteme genetice, cu diferență chiar și în cadrul unei forme mutante pentru două caractere ale polenului. Totodată au fost efectuate cercetări de analizare genotipurilor din colecție formelor de cultură și 85 genotipuri la temperaturi ridicate, 96 genotipuri la temperaturi scăzute. Un interes deosebit prezintă genotipurile din grupul 4 și 5 ca potențial donator de rezistență, unele fiind incluse în programele de ameliorare în calitate de forme parentale. Paralel cu aceste cercetări a fost studiat mai aprofundat variabilitatea caracterilor morfologice și citochimice ale nucleelor vegetativ și generativ a celulelor polenului de tomate la linie și fibrisifonul sub influența temperaturilor ridicate și scăzute. S-a constatat că nucleele vegetative și generative, după caracterele morfobiologice,
se formează la formele parentale și la hibrizie. Funul reacționează diferit la acțiune temperaturilor ridicate și scăzute. Este foarte bine să vede din diagrame. Analiza influenței și analiza manifestării și variabilității parametrilor citochimice, conținutul de ADN și dispersia cromatinei a nucleelor celulelor de polen vegetativ și generativ a demonstrat diferențe semnificative între hibrid și formele lor parentale, care sunt deosebit de pronunțate pe fundalul temperaturilor stresante. Raportul dintre conținutul ADN al nucleelor vegetative și generative, care caracterizează procesul de sinteză a ADN-ului, a arătat că rezistența polenului la T-hibrisif 1 la temperaturi stresante a fost mai mică decât aparentului rezistența au concis practic cu cea mai mică. Rezultatele similare au fost obținut și pentru dispersia cromatinei la toți hibrisii funul studiați, ceea ce indică natura recesivă a moștenirii rezistenței la factorii de stres studiați. Rezultatele studierii moștenirii rezistenței la funcție de caracterele gametofitului măscul la temperaturi ridicate și scăzute în către hibrisii funul din încrucișări directe și reciproce ale linii cu diferite tipuri și niveluri de rezistență, au arătat după caracterelor acestea, tot este loc în moștenirea în tip de recesiv. Aceste date sunt în corporație cu concluzia privind moștenirea trăsăturilor citochimice, iar modelele pot servi ca o condiție prealabilă pentru alegerea corectă a genotipurilor pentru selecție prin heteroze și obținerea hibrizilor mai rezistenți. S-a stabilit ponderea influenței formelor parentale asupra ereditării rezistenței la temperaturi ridicate și scăzute pe baza caracterilor gametofitului măscul. S-a constatat că rezistența hibrizilor F1 la temperaturi ridicate este determinată de formele materne, iar în condiții de temperatură mai severă și expunere indelungată a polenului la acțiune factorului stresogen crește influența interacțiunii matern-patern. Aportul formelor paterne fiind nesemnificativ la toate variantele. Formele valorase mai adesea sunt selectate din populațiile segregante F2 și F3. Pentru a dezvolta și stabili criterii de selecție a recombinanțelor transgresiv rezistenți la temperatură înaltă, folosim un fundal de artificial creat de temperatură ridicată de 45 de grade. Cu măsura a variației caracterilor în cadrul populațiilor segregante este indicatorul de dispersie care a fost diferit pentru combinațiile de hibride de la foarte scăzut la foarte mare. Diferențele în spectrul de variabilitate a indicelor polenului în populațiile din diferite combinații sunt destul de pronunțate și sunt prezentate clar în diagrame. Răspunsul populațiilor hibride la selecție a fost determinat în generațiile F3 și F4. S-a demonstrat că schimbarea rată a rezistenței polenului în generația F3 în raport cu F2 este nesemnificativă, dar a fost mai mică în generația F4 în raport cu F2. O schimbare considerabilă a indicelor în dinamica generațiilor F2, F3 și F4 s-a observat pentru rezistența tuburilor polenice. Cel mai evident trend
pozitiv al caracterelor analizat pentru F3 și F4 în raport cu F2, înregistrat în 3 combinații. Uniformitatea acestor populații în ceea ce privește genotipurile cu rezistență ridicată a tuburilor polinice demonstrează eficacitatea selecției folosind criterii acestui caracter. Studiul și analiza descendenților hibris în dinamică generațiilor a făcut posibilă identificarea a mai multor linii cu diferite combinații de trăsături valoroase. Influența metodelor de selecție combinată asupra intensificării procesului de ameliorare a fost realizat prin 3 abordări diferite. Alternanța treptată a selecției sporofitogametofitice cu fendalul temperaturi ridicate la stadiul de sporofit și gametofit, selecția gametofitică, utilizarea pentru polenizarea polenului tratat termic și selecția tradițională în timpul autopolenizării pe bază valorilor înalte ale caracterelor analizate fără acțiunea temperaturilor înalte. A fost analizate 11 combinații de hibride. În baza schemei menționate s-a efectuat aprecierea și formarea generațiilor F1-F3. Descendenții celor mai rezistente și productive plante din diferite combinații hibride în fiecare varianță de cercetare a fost unite într-o populație la care în generațiile începând de F4 și F7 a făcut o analiză comparativă a liniilor obținute prin diferite metode de selecție pentru a identifica eficiența metodelor de selecție. S-a constatat că alternarea selecției sporofitogametofitice la utilizarea regimelor de temperatură ridicată la etapele timpuriu conduce la obținerea generațiilor F4-F7 mai mult mai rezistente, productive, cu legare bună a fructelor în condiții de temperaturi ridicate decât în cazul aprecierii doar a generației gametofitice și aceste deosebiri fiind mai pronunțate față de liniile obținute prin selecția tradițională. Folosind aceste metode, au fost selectate mai multe de 100 de linii. Unele dintre ele au fost omologate în Comisie de Stat pentru testare soiurilor și incluse în catalogul de soiuri de plante a Republicii Moldova. Soiurile create diferă prin tipul de creștere, formă, greutate, culoarea fructului, tipul și gradului de rezistență la temperaturi ridicate, scăzute și secete, și au un randament total și comercial mai înalt față de soiurilor care a fost folosit în calitate de martor. Pentru obținerea hibrizelor heterotici s-au efectuat cercetări în vederea creierii materialului inițial. Accentul principal a fost pus pe genele marker care controlează sterilitatea, formarea lăstărilor lateral, lungimea internodurilor și tipul de creștere, calitatea fructelor și altele. Referitor la caracterele de sterilitate, în populațiile segregante F2 s-a constatat o heterogenitate intrapopulațională foarte ridicată, conform poziției pistilului față de conul de stamine și numărul de elemente ale periantului și androceolului. Cea mai mare heterogenitate intrapopulațională a fost observată în două combinații de hibride. La alte populații, spectrul de variabilități a fost mai restrâns și mai mult florii cu mai mult flori de același timp. În cadrul fiecărei combinații au fost identificate forme cu diferite tipuri de sterilitate, unele sunt prezentate în poze.
cercetare gradului de expresie, caracterelor sterilității la descendenții populațiilor F3 au făcut posibilă selectarea 8 linii de perspectivă care în 2 ani diferiți au manifestat un grad înalt de sterilitate conform ratei de legare a fructelor în polinizarea liberă. Liniile diferă și după caracterele morfobiologice, pe baza unora s-au obținut hibriți care sunt în etape de testare. Analiza populațiilor segregante în funcție de manifestare trăsăturilor controlate de gene la lateral suppressor și bracitic s-a constatat un spectru larg de variabilitate recombinativă. Spectrul de variabilitate în populațiile segregante de hibride obținute cu utilizarea linii semi-mutante purtătoare a două genii LSB a fost mai semnificativ mai larg decât în combinațiile cu formă mutantă cu o singură genă LS. Faptul că două genii LS și BR împreună au un efect negativ mai puternic asupra manifestării caracterilor sistemului reproductiv decât o singură genă relevă acțiunea lor complementare. Clusterizarea genotipurilor privind gradul de manifestare a caracterelor controlate de genii LS și BR a demonstrat că genotipurile localizate în trei cluster diferite au o combinare complexă și specifică a caracterelor. Dar genotipurile distribuite în trei cluster sunt cea mai complexe, cu cea mai complexă combinație de insușiri, capacitatea scăzută de formare a lăstărilor lateral sau absentă lor complectă pe tulpina plantei, internoduri scurte, grad ridicat de perturbări în structura florilor și cu fructe mici. Deci, cu cât se formează mai puțin lăstări lateral și cu cât internodurile sunt mai scurte pe plante, cu atât sunt multe abateri morfologice în structura florilor și fructelor sunt mai mici. Aceasta indică efectul multiplu pleotrop a genelor LS și BR din cauza domesticirii insuficiente a acestora sau posibil că aceste efecte secundare se datorează interacțiunilor cu alte gene care au un efect indirect, ceea ce intensifică manifestarea a insușirilor multe marke, mutanți. Luând în considerare, din fiecare cluster au fost selectat genotipuri, din diferite clustere ce au permis obținerea unui număr mare de linii multimarker, mai mult de 50 de linii. Luând în considerare că liniile multimarker selectate sunt purtătoare a regenerilor LS și BR, au fost studiat calitatea și cantitatea polenului, independența nivelului de inserție a înflorescenței pe plante și influența factorilor de stres, temperaturi ridicate, scăzute și secete. Analiza varianței și a surselor de variabilitate a rezistenței polenului la factori de stres abiotic a relevat că la majoritatea liniilor ponderea influenței genotipului asupra manifestării caracterelor polenului a fost destul de mare, ceea ce indică stabilitatea sistemelor lor genetice. Totodată au fost identificate și linii la care variabilitatea caracterelor este mare sub influența factorilor de stres. A fost relevată semnificativă și ceea ce privește influența nivelului de inserție în florescenței asupra calității polenului. Polenul din florescențele nivelului mijlociu a plantei a avut cel mai ridicată viabilitate și formând tuburi polenice foarte lungi. În timp, după tratarea acestuia cu temperaturi 45 de grade, indicatorii au fost cel mai
scăzut. Rezistența ridicată în special în lungimea tuburilor polinice a fost observată în polenul obținut din florile inflorescențelor nivelului superior. Analiza caracteristicilor morfobiologice ale grânciorilor de polen din liniile înainte și după tratament termic, în funcție de nivelul de însărșire în inflorescențe, au evidențiat particularitățile fiecărei linii. Unele linii formează grâncior cu roșu, formează grâncior mari în toate inflorescențele, dar reacționează la temperatură ridicată, scăzând în dimensiunea. Altele au polen dimensiunea foarte mici, dar sunt mai puțin sensibile. Totodată a fost identificat și linii, polenul grăuncioarele căror scad în dimensiune pe măsura creșterii inserției inflorescenței pe plantă, aceste legitații menținându-se după expunerea la temperaturi ridicate. Și s-au evidențat diferențe semnificative între linii și după productivitatea polenului. Diferențele sunt mari conform nivelului de inserție în florescență și genotipul. Deci o analiză multidimensională a liniilor de tomate multimarker a demonstrat că nivelul de inserție a înflorescenței pe plante și factorul de temperatură au influențat particularitățile de variabilitate a caracterelor gametofitului mascul. S-a stabilit că fiecare caracter a acestui linii variază direct, având anumite linii, ceea ce face posibilă determinarea normei de reacție a fiecărei linii la acțiunea unui anumit factor. Pe baza unelor a fost create combinații hibride, doi dintre care sunt la testare de stat. Aici prezintă rezultatele cultivării hibrizilor în condiții de producție, hibrizii caracterizați prin productivitate foarte înaltă, sunt uniform după greutate, culoare, fructelor, sunt mai rezistenți la factori biotici și abiotici. Și pe baza rezultatelor obținute s-au făcut următoarele concluzii, care vă mulțumesc pentru atenție și aceste surse reflectă rezultatul multor ani de cercetare și apreciere rezultatul inovațional la diferite saloane internaționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim mult pentru raportul excelent prezentat, pentru prestația dumneavoastră excelentă de astăzi, dar și ca cea de obișnuită care o cunoaștem toți și pentru rezultatele valoroase care le-ați obținut și ați reușit să le generalizați în această lucrare. Vă rugăm întrebări la tema expusă în dezbatere. Membrii comisiei, cei prezenți în sală? De vreo 3-4 luni de zile tot ne punem întrebări unul altuia. De protocol, credeți. Atunci ați adresat în mod mai individual, acum oficială prezența tuturor celor prezenți astăzi la ședință, dar și vă asigur că cele relatate generează și un șir de întrebări care sunt asociate lucrurile. Eu vreau să dau o întrebare, mai mult propunere. Cercetările efectuate de doamna Macovei sunt foarte profunde și țin de perfecționarea metodelor genetico-ameliorative. Iată ceea ce se referă la pronosticul. Dumneavoastră aveți de gând să faceți careva metode și metodologii privind pronosticurile, bazându-se pe metodologiile aplicate în lucrarea dumneavoastră. Pronosticul ce sunt? Adică, dacă am înțeles eu bine, da? Dumneavoastră... Nu, pronosticul, nu, ce înseamnă pronosticul? Însă cu instituții care lucrează, va omologa această metodologie.
Da. Ca să fie utilizată pentru accelerarea procesului genetic. Deci să fie omologată ca o metodă abonelasă. Da, se numește patentare. Patentare. Вы знаете, вот все, что я доложила, на каждом этапе все результаты получены абсолютно с применением элементов методологических, в том числе разработанных. И это уже можно использовать как систему методов для ускорения селекционного процесса, в том числе вот это вот комбинированные методы, они оказались очень эффективными, потому что вот это чередование на фоне высокотемпературных факторов приводит к получению популяции более устойчивых, более продуктивных и представляющих большой интерес. А относительно патентования их, у меня есть уже задумки и даже подготовлен материал. Спасибо за... Да, спасибо большое. Мулцумим, АТНТБР. Am și eu o întrebare. Ați utilizat, întrebarea ține de selecția gametică și ați utilizat două caractere ale polenului, germinația și lungimea tuburilor polinice. Patru. Mă refer la aceste două. Din aceste două, care poate fi evidențiat cu grad de reflectare mai eficientă a variabilității genotipurilor sau este necesară utilizarea ambelor caractere în descrierea reactivității genotipurilor și care, dacă este o specificitate asociată de stresul utilizat, stresul termic sau stresul hidric. Спасибо большое. Конечно, вот особенно когда мы разрабатываем метод отбора трансгрессивных рекомбинантов, здесь обязательно надо бы, чтобы для того, чтобы отобрать вот эти генотипы, трансгрессивные рекомбинанты, которые дальше сохраняют вот эту устойчивость, желательно, чтобы показатели обоих признаков были высокие. Но наиболее эффективным являются отборы по длине пыльцевых трубок. Относительно любого фактора воздействия, потому что это наиболее эффективный параметр и показатель, потому что бывают пыльцевые трубки хорошо прорастают, но не формируя длину, не имея определенную длину пыльцевой трубки, как у голубинского 3 диаметра пыльцевого зерна, они не произведут оплодотворение, следовательно, какая бы ни была вот жизнеспособность высокая, она не все-таки наиболее эффективным на разных стрессовых фонах отборы проводить по длине пыльцевой трубки. Способности пыльцепрорастать и формировать длинные пыльцевые трубки, способные произвести оплодотворение в стрессовых условиях. Да. Спасибо. Андрей, вам благодарю за все результаты и конформ сценарию для поддержки тезисов доктора Кабилита. Оферим кувенту доамне и консультант științифик и в этот раз pentru a expune atât asupra competențelor profesionale a pretendentei, cât și asupra tezei dezbătute în ședința Comisiei de Susținere Publică. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, onorată asistență, cred că astăzi, în ultima zi de noiembrie, la sfârșit de toamnă, avem un cadou frumos din partea doamnei Milane Macovei, prin acea trudă de nu ani, de 10 de ani, dedicată cercetărilor care au fost expuse. În calitate de consultant științific, trebuie să mă refer la calitățile personale și profesionale a doamnei competitoare. Traseul devenirii unui cercetător științific, desigur că este marcat de acele calități pe care le are. Psihologii spun că pentru a realiza ceva frumos trebuie să ai 4 coeficienți. Coeficient de inteligență, coeficient emoțional, coeficient social și unul de reziliență. Iată, tocmai aceste 4 calități de bază i-au ajutat doamnei Milane Macovei să realizeze o lucrare atât de voluminoasă, complexă, multidisciplinară, care a fost dată
prezentată la judecata dumneavoastră și sper că va fi susținută. Eu sunt pentru, consider că dumneai merită conferirea gradului științific de doctor abilitat în științe biologice la specialitatea ameliorarea și producerea semințelor și îi doresc succes. Vă mulțumim mult, mulțumim de asemenea și pentru implicarea noastră directă în avansarea și ascensiunea profesională a doamnei Macovei Milanea, cât și însă și în susținere dezvoltării acestui segment de genetică și ameliorare a culturilor agricole. Mulțumim succese dumneavoastră și întregii echipe care activați dumneavoastră. Ofer cuvântul secretarului științific pentru expunerea listei avizelor și a obiecțiilor în care se conțin parvenite în adresa Comisiei de Susținere Publică la teza de doctor habilitat examinată. Permiteți să-ți dau citire listea vizelor la rezumatul tezei de doctor habilitat în științe biologice a doamnei Macovei Milanea. Au parvenit o multiple de avize din diferite țări, atât din țara de la noi, cât și din Rusia, Ucraina, Belarus și România. Și în total, da, și Marea Britanie. Și în total au parvenit 28 de avize. Eu n-am să dau citire avizilor, vreau să spun că din 328 de avize, mici recomandări au fost numai în două avize. Deci eu, dacă permisiunea doar să-mi dați voi ca să dau citire de unde au venit avizele și o să mă opresc la cele două avize unde au fost făcute obiecții. Deci, din Timișoara, de la doamna Botău Dorica, profesor universitar, Universitatea de Știință Vieții, Regele Mihai. Din Londra, de la domnul vizir Igor, doctor, director al Trialis LDT. N-am putut să fac declarare, îmi cer scuze. Ignatova Svetlana, doctor habilitat, profesor, cercetător științific principal. Instituția Federală Științifică de Stat Bugetară, Centrul Federației Științifice de Legnicultură din Moscova. Chimpoieș Gheorghe, academician, Academie de Știință a Moldovei. Bucarciuc Victor, doctor habilitat, profesor cercetător, cercetător științific principal, Institutul de Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare. Corețchi Liva, doctor habilitat, conferențiar universitar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Savin Gheorghe, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare. Ștefârță Anastasia, doctor habilitat, profesor cercetător științific principal, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, Universitatea de Stat de Moldova. Voloșuc Leonid, doctor habilitat, profesor cercetător științific, șef de laborator, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, USM. Furdui Feodor, academician, consultant științific la Institutul de Fiziologie și Sanitatologie USM. Dascaliuc Alexandru, doctor habilitat, cercetător științific principal, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, Masaburs, de doctor habilitat. Mustiață Simeon, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Fitotehnie Porumbieni. Sergienco, Oleg, doctor habilitat, și plus încă doi, încă și Kondratenko Svetlana, Institutul de Limbicultură din și Bostanoase, Academia Agricolă Națională Ucraina. Scorin Victor, doctor habilitat, profesor și Puhaciova Irina, doctor habilitat, Academia Agricolă din Belarus. Volkov, doctor habilitat și Balonkin, profesor, Academia Agricolă Тимирязева, Институтul de Физиологии и Протекции Лапрантилов, Федерация Русы. Грати Василий, доктор факультат, профессор университар, Университет педагогика де стат, Ион Крянга, Кишинел. Колупаев Юрий, доктор, профессор, Академии Националь де Штинцы Агрикулы ден Украина. Багирова, доктор ин биологии ден Лондра. Угарова, доктор хабилитат, Университет де стат агрикула дин Алтай. Михайлов,
Доктор хабилитации Михаил Михаил, доктор хабилитации Четвертой Штинцифик, координатор Института Деджиник, Физологии Протекция Плантелор. Гаина Борис, академичан, профессор, Академия Штинца Молдовии. Пышная Ольга, Институция Федерала Штинцифика, где стат бюджетары, Центру Федерала Штинцифика, где Лигникультура, где Москва. Дорохина Ольга, Центру Ден Сибирия, Городина Ботаника. Кильчевский, академичан, Институт ультрагенетики и читологии Дин Беларусь. Тимина Ольга, катедра де ботаника, доктор хабилитат профессор, катедра де ботаника и экологии, факультет де штинце але натуре и географии, университет де стадин Тирасполь. Балашова Ирина, доктор хабилитат, тетош штинцифик принципал. Институт федерал штинцифика де стат бюджетари, Центру федерал штинцифик де лигмультур ден Москва. Ши Ботнар Василий, Институт де генетик физиологии протекции амплантелор. Deci, ceea ce ține de obiecția, a parvenit obiecții din partea doamnei Blașova, Irina Timofeina, eu o să dau în limba rusă ca să fie mai înțeles și doamnei Macovie Milania. Au fost făcute următoare observații. Metodul de исследовании освещены слабо. Нет ссылок на методы кластерного анализа и методы оценки содержания ДНК и вегетативных и генеративных клеток пыльцы. На таком фоне оценивается устойчивость к болезням, спрашивает Дана Балашова. Упущена такая важная характеристика плодов, как камерность. Автор не сопровождает убедительным доказательным корреляционный анализ свое утверждение в том, что исследование не установлено какой-либо зависимости типа иммунной устойчивости по признакам пыльцы от маркерных генов, носители которых являются мутантные формы. Какую ту зависимость надеется открыть автор, спрашивает Балашова. Нет геноматерных морфологических признаков, а здесь нужно было бы искать маркеры признаков, как размер плода, форма, окраска пыльцевой звёры. Также на странице 19-20, рисунок 5-6, диаметр, периметр и площадь яда. Три разных параметра, изученных на трех фонах. Следовательно, красный анализ должен быть 9, а приведено 3. Приведено 3. Чем вы это объясняете? Еще до обсервации, у плана сейчас исполним моему техник, дело Донна Тимина Ольга Олеговна. Таблица 3. Не совсем понятно, в какой группе устойчивости отнести генотип, у которых могут быть лимиты значений с показателем 74, 75, 76, 77, группы устойчивости или высокоустойчивых. Таблица 5. Нет математической обработки и непонятно, где значение отличия, где значимые отличия. Da, mulțumim, da, doamna Macovei, vă oferim cuvântul pentru expunerea răspunsurilor la recomandările, obiecțiile parvenite în avize. Mulțumesc. Я благодарю доктора хабилитат Балашову Ирину Тимофеевну за такой скрупулезный анализ работы, за вопросы и замечания, которые она сделала. Но здесь дело в том, что по относительно методики в автореферате не описаны методики, делается ссылка на использование методов. Значит, второй вопрос относительно ссылки на кластерный анализ. Ссылка была, видно, Ирина Тимофеевна, уважаемая, не заметила, или что ссылка на пакет программы «Статистика». Я же не могу алгоритмы описывать программы. Что касается относительно болезней, она делала замечание, что мы не можем определить на стадии сеянцев заболевание к фитофторозу и к фузариозу. Но она, видно, не заметила, что у нас и нет в схеме индикатора, то есть стрелки, которая указывает, что мы на стадии сеянцев определяем заболевание.
мы устойчивость к болезням определяем на всех этапах и фазах развития растений, то есть на протяжении всего вегетационного периода, но в том числе на стадии сеянцев мы можем определить устойчивость к грибным заболеваниям, к фузариозу и так далее. Что касается камерности плодов, у меня в докладе вот был специальный слайд, где говорил о разнородности плодов, в том числе по камерности, по структуре, по окраске, по наличию в них семян, по характеру созревания и так далее. Эта информация у нас есть, и еще есть потому, что когда мы сдаем сорта, есть обязательное условие, одно из условий в документации оформляем, что это есть. Что касается относительно... Последний вопрос, да, кластерного анализа, содержание ДНК, что там у нас в три морфологические характеристики ядер вегетативных и генеративных клеток, почему они распределены на кластера, мы же там, распределяются в кластеры согласно сходству и различий генотипа, значит, значимых, существенных, резких различий характера проявления этих признаков не было, и не было необходимости их распределять 9 кластеров, тем более мы оценивали 3 гибридные комбинации. Если бы там было больше гибридных комбинаций, соответственно, было бы другое распределение в кластеры. Спасибо большое, Ирине Тимофеевне. Я отвечу на вопросы Тиминой Ольги Олеговны. Тоже 2 вопроса относительно вот этих генотипов, какую группу мы бы их распределили. Дело в том, что для классификации генотипов культурного генофонда мы использовали разработанный нами коэффициент стрессоустойчивости. И в результате оценки и распределения генотипов с такими коэффициентами у нас не было. Поэтому они остались как бы между минимальными и максимальным значением. Следующая группа начинала с другого показателя. Поэтому, следовательно, они будут распределены в 4-ю группу устойчивости. И относительно содержания ДНК, вот соотношение, я говорила об индексе, соотношение содержания ДНК в ядрах вегетативных генеративных клеток, там приводится селекционный индекс, вот он и есть показатель дифференциации исходных форм и гибридов, полученных на их основе. Спасибо большое. Vă mulțumim mult. Sim, spasibă. Da, țin să menționez că și chiar în aceste 2 avize care conțin aceste recomandări și întrebări la tema pusă în dezbatere, concluzia este pozitivă cu recomandarea de a fi conferit titlul de doctor habilitat în științe biologice. Astfel, toate cele 28 de avize sunt avize pozitive cu recomandarea de conferire a titlului științific de doctor habilitat în științe biologice. Vă mulțumim! Cu deosebită plăcere vreau să ofer tribuna doamnei Galie Butnaru, profesor academician, pentru expunerea opiniei, opiniilor și, într-o formă probabil mai succintă, acelui aviz care a fost prezentat într-o formă extensio la teza examinată. Mulțumesc frumos, doamnă președintă, doamnă academician, onorată comisie, stimați colegi din auditoriu. Mi-a făcut plăcere să citesc lucrarea doamnei Macovei, o lucrare întocmită frumos, corespunzător și în concordanță cu cele impuse de Consiliul Științific și citind lucrarea mă gândeam la următorul lucru. După ce lucrezi o viață întreagă la o plantă, cum se mai pune întrebarea dacă merit sau nu să fii recunoscut în lumea științifică? Și ne-am răspuns, asta este birocrația noastră umană. Vreau să spun de la început că am apreciat în mod ce am spus-o, în mod deosebit lucrarea doamnei, am comparat rezumatul în limba română cu cea teza care este aici pe masă, am constatat că rezumatul este mult mai sărat în date decât este lucrarea, cum este și firesc, că nu poți în 100 de pagini să scrii ceea ce ai scris în 300 de pagini și este și am apreciat în mod cu totul deosebit strădania doamnei și altor colegi care după o viață întreagă învățat
la școală primară, la liceu, la universitate, în limba rusă, să te trezești peste noapte să scrii în limba română. Eu știu ce stres este ăsta când mergem prin străinătate și trebuie să vorbim în limba, să expunem în limba engleză, mi se face sufletul cu timpurice. Azi dimineața am întrebat-o pe doamna Macovei dacă mai trăiește sau nu. Și am văzut-o că trăiește. Și văd că trăiește și acum, după ce și-a susținut lucrarea, sigur că observațiile, toate observațiile sunt bune, deschid noi perspective de gândire. De aceea, când văd colegii mei mai tineri, nu și cei care sunt aici, că se supără, că li se pun întrebări la sesiuni științifice, mă întreb de ce oare refuză acest ajutor, pentru că și dintr-o întrebare prostească, că niciodată nu se pun întrebări tendențioase ca să-l reduci la tăcere sau la zero pe cel care îl întreb, ci din curiozitate. Și îți poate deschide o portiță către un nou mod de gândire. Sigur că i-aș avea multe. Am scris 8 pagini, în final am spus că cu toate aprecierile legate de cele 10 puncte care au fost impuse, și vreau să spun și am spus doamnei director și doamnei academician că am scris referatul de 2 ori, o dată după sistemul românesc și o dată după sistemul moldovenesc. Și am fost foarte iritată că două țări care vorbesc aceeași limbă, împărtășesc aceeași soartă, au totuși criterii diferite de a evalua activitatea științifică a unui om. Trebuie să vă ajusta. Cu timpul, da. Că noi am mai avut discuții și pe terminologie și despre... Și nu vreau să intru aici, că mai am o observație de făcut, acum am văzut FISA. Eu apreciez comisia care a fost foarte exigentă. Apreciez deschiderea doamnei Macovei de a întreba și de a se lămuri. Și m-am bucurat foarte mult când am întrebat-o ceva despre genotipurile utilizate și autorii acestora, că trebuie să avem în vedere cine a creat soiul, de unde este, că atunci îți dai seama cam ce se amestecă, cum se amestecă genele din diferite țări, de la diferiți oameni. Și tabelul am văzut inclus în prezentarea de aici. Și mulțumesc mult! M-a bucurat foarte mult acest tabel. De ce? Că am întâlnit nume pe care le cunosc. Unul este domnul Gari aici, care îl cunosc tot. De când ne cunoaștem, domnul doctor? Este 20 de ani. E, mai mult. Vreți dumneavoastră să mă faceți mai tânără, dar ne cunoaște mai de mult. Da. Mă bucur mult. Doamna a subliniat foarte bine contribuția institutului în care lucrează. Eu m-am gândit la toți colaboratorii și mi-am zis succesul dânsei este dat de colaboratori, de prietenii, de conducătorii care i-a avut și de strădania dânsei. Și închei cu o singură propoziție referitor la dumneavoastră, că ați spus că un bun cercetător trebuie să fie inteligent sau nu știu cum am reținut fraza bine, să fie harnic și așa. Iorga, scuzați, Iorga. Care nu știu să fie de articol. Da, întrebat odată de un ziarist. Domnule ministru, că era ministru, ce preferați, un colaborator care este inteligent sau care este harnic? Și Iorga, în stilul lui hâtru, a spus, dați-mi de 100 de ori unul harnic. Asta este doamna Macovei. Mulțumesc! Da, vă mulțumim mult și cu o deosebită plăcere și apreciere ofer pentru expunerea opiniei domnului profesor Nicolae Munteanu, care a venit de la Iași. În aceste condiții apreciem foarte mult și pentru doamna Butnaru Galia, care în pofida condițiilor climatice ați găsit această deosebită posibilitate. Nu, e mai figurată decât mine. Și ne-a pus la punct pe toți. Da. Eu o cunosc pe doamna profesor de foarte multe
Spuneți. Dacă mai pun și pe ai mei, facem mai mult. Da. 200. Și am adus și doi colaboratori mai tineri să vadă cât de greu se ajunge acolo sus, unde acum sunt foarte mulți membri ai Academiei, și eu sunt membru de la Academia, doamna profesor, la Academia Oamenilor de Știință, mă rog, se ajunge foarte greu aici. Și puțină lume știe să aprecieze. E mare lucru. Mă uit în buzunar, după câți bani am, aia se apreciază. Da. Mulțumesc în mod deosebit conducerii Institutului că m-a nominalizat în această comisie. Știam ce mă așteaptă, pentru că am mai fost într-o comisie de felul acesta aici. Este adevărat că se cere, este o exigență mai ridicată la dumneavoastră și asta este bine. Pentru că nu e bine pentru cel care trebuie să facă față exigenței respective, dar îl călește. Măcar din punctul, ca zăcalea la stai, nu? Da, nici nu. Așa. Bine, deci mulțumesc în primul rând celor care m-au conducerii Institutului, care m-au nominalizat. Mulțumesc doamnei Macovei că a acceptat că aceștia membri trebuie să fie acceptați de către cel care susține teza. Mulțumesc colegilor de aici din Institutul dumneavoastră că au, că puteau să iasă acum din sală când încep eu să vorbesc, că mă ascultă. Nu voi spune foarte multe lucruri pentru că lucrurile esențiale s-au spus aici. Dar am făcut un aviz asupra lucrării care are toate punctele solicitate de către conducerea Institutului, Universității, despre importanța și circunstanțele științifice ale tezei. Foarte pe scurt, știința, adevărul în știință nu se va descoperi niciodată în totalitate. Cum adevărul de regulă se află prin experiment, prin cercetare științifică sau prin relevare. Când îl dă Dumnezeu de sus, asta a fost pentru cei care au fost de mult. Așa. Am vorbit despre baza teoretică a tezei. Nu poți să faci o lucrare științifică fără să se bazezi pe știință. Că știința înseamnă teorie și înseamnă și practică. Teoria fără practică este inutilă, practica fără teorie este oarbă. Și doamna satisface toate exigențele privind baza teoretică a tezei și face referire la biologia și ecologia tomatelor, la biologia florală a tomatelor, la genetica tomatelor. A făcut chiar un inventar a tuturor genelor, ceea ce discutam cu doamna profesor aici, despre metodele de ameliorare și, în mod deosebit, apreciez metoda aceasta gametică, care este ușor de folosit, pentru că folosește o cantitate foarte mare de material. Nu într-o picătură de etilen glucol sau alt material, ai mii de grăuncioare de polen și poți să faci mai ușor selecție. Despre inovația și originalitatea tezei, am făcut apreciere asupra acestui lucru, inclusiv rezultatele pe care le-a obținut dumneiei sunt originale și printr asta o lucrare științifică este valoroasă. Este oportună, nu te trezești vorbind oricând și pe orice problemă, este oportună, este necesară și este utilă. Despre valoarea practică a cercetării, acest lucru a fost demonstrat, a fost inventată o metodă nouă sau perfecționată o metodă nouă, aceasta pentru selecția gametică sau combinată selecția gametică cu selecția clasică. Sunt obținute cultivare noi, soiuri noi, chiar dar ar fi să facem o competiție cu alte institute din țară sau inclusiv din România, sunteți pe în top și lucrul acesta este deosebit, că în final, indiferent câtă cercetare faci, ceea ce dai pe piață și acest lucru este foarte important și dăm atât lucrările științifice care vin cu informare
tehnică, științifică, teoretică, practică și, de asemenea, un mod cel mai concret sunt cultivarele noi pe care le-ați obținut și care satisfac, în primul rând, pe consumator. Noi când scrim obiectivele ameliorării, spunem să dea producție mare, să aibă calitate, nu știu de care, să aibă licopen, glucide, și așa mai departe. Nu, să placă consumatorul, asta e prima condiție. Că poți să-l faci de producție mare, dar omul nu mânca. Unde sunt tomatele care le mâncam de la bunică? Sunt în colecția de la Institutul de Genetică, Fiziologia Plantelor și Protecția Plantelor. Calitatea metodologică, mă vorbesc la un om care are peste 30 de ani de cercetare științifică, dacă are metodă. Păi fără metodă nu există cercetare. Când se descoperă o metodă nouă, apare o nouă știință. Cum a apărut acum foarte multe noi științe în domeniul acesta al informaticii. Calitatea textului, cum este concepută, nu mai discutăm, se știe treaba. Asigurare bibliografică, numai 240 de titluri, numai să le citești pe fiecare, să știi ce vrea, este suficient. Dar păi să le analizezi cu foarte mare atenție, să vezi ce poți folosi, la ce te ajută, dacă te ajută și așa mai departe. Este o muncă imensă și lucrul acesta trebuie apreciat. Concluziile generale de la lucrare, de la teză, sunt la nivelul așteptat și demonstrează că scopul și obiectivele au fost atinse. Acest lucru este foarte important. Conținutul tezei corespunde cu titlul temei și nu s-ar putea altfel, pentru că doamna nu a fost chiar de capul ei. A avut câțiva conducători, consultanți, a stat de vorbă cu unul, cu altul, ce crede, bine, nu e bine. Deci a fost o muncă deosebită, nici nu trebuie să punem problema în felul acesta. Pui la un doctorant de ăsta care e la începutul carierei sale științifice. Nu am obiecții de făcut, ci doar unele sugestii. Recomand să valorifici o parte din textul tezei într-un manual de folosire a selecției gametice. Măcar o broșură, și este foarte important. Recomand ca soiurile și hibrizii creați la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, de către doamna Macovei și colegii domniei sale, să fie incluși într-un album, carte care să fie publicată în rețeaua națională. E domnul director Bărnat de a adus o broșură de felul acesta. Catalog. Și soiurile dumneai ei sunt. Da, am văzut, tocmai m-am uitat special. Din carte care ați primit-o de la Densa. Da. Și să inițieze împreună cu colegii de la institut o serie de conferințe cu tematici tangente tezei prezentate. Concluzii privind corespunderea tezei titlului științific solicitat. Lucrarea prezentată se înscrie ca o contribuție de seamă în spectrul genetic și ameliorării aplicative de Republica Moldova și din Europa. Prin această lucrare este îmbogățit fondul general de cunoaștere în domeniul genetic și ameliorării tomatelor și este valorificat în mod concret la potențialul său cât mai ridicat sortimentul de tomate din colecția Institutului din Chișinău prin crearea de soiuri hibrizi și material biologic de perspectivă. Toate aceste realizări constituie un motiv de mândrie personală pentru autoarea tezei și asigură un bine meritat prestigiu pentru Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor și colectivul de cercetători în acest institut. Față de cele prezentate, consider cu deplin temei că doamna Macovei Milania Dimitrievna este îndreptățită cu prisosință pentru acordarea titlului de doctor habilitat în științe biologice la specializarea 411-04 ameliorarea plantelor și producerea semințelor. Felicitări și mult succes în viitor. Și felicitări ați scris electorat. Bravo! Păi de ce trebuie să ne ferim de lucrurile bune și frumoase? Nu ne ferim de frumoase, mai ales de lucruri. Da. Vă mulțumim mult pentru apreciere și pentru munca depusă și toate și aprecierile înalte. Doamna Macove Milania, în referat fiind anumite opinii, recomandări, sugestii, vă oferim un cuvânt pentru a vă expune.
Я благодарю вас за столь высокую оценку моей деятельности. Огромное вам спасибо за такие значимые предложения. Я обязательно их учту и поработаю над ними со своими коллегами. И мы реализуем ваши предложения. Спасибо большое. Спасибо. Apreciez, Româna. Спасибо. Mulțumim mult. Ofer cuvântul doamnei profesor Maria Gonciaruc pentru expunerea opiniei și analizei tezei de doctor habilitat. Mulțumesc, doamna președinte. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei pentru susținerea publică tezei de doctor habilitat, voi prezenta vizul la teza de doctor habilitat în științe biologice, potențialul genetic al genotipurilor, genofondurilor tomatelor de cultură și mutante, Solanum micotersicum, metode de cercetare și utilizare în ameliorare, elaborată de către doamna doctor Macovei Milane în laboratorul Resurse Genetice Vegetale, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor al Universității de Stat din Moldova. La specialitatea 4110-4, ameliorarea și producerea semințelor. Teza este prezentată în limba rusă, iar rezumatul în română. Formularea tezei indică originalitate, noutate și înscriere în proprietățile specialității anunțate. Teza doamnei Macovei este un exemplu de muncă perseverentă și foarte laborioasă. Adeptul cercetărilor sunt tomatele, Solanum micotersicum, specie alimentară importantă, cultivată în foarte multe țări, pe circa 5 milioane de hectare anual. Răspândirea pe suprafețe extinse se datorează plasticității, productivității înalte de circa 20 de tone la hectare, dar și calității nutritive a fructelor de tomate, asigurată de conținutul de glucide, săruri minerale, vitamine, precum și licopen, beta-caroten, substanțe care nu se sintezează în organism. Scopul cercetărilor a fost anunțat de doamna Monacovei și prezintă un aspect neexplorat al științei. Nu o să dau citire. Pentru realizarea scopului propus, doamna Macovei identifică obiectivele cercetărilor, 9 la număr, le aveți în rezumat, de aceea nu o să le citesc. Ipoteza de cercetare prezintă prezența în genofondul tomatelor de cultură și a celor mutante, a genotipurilor cu rezistență la factori de stres abiotic, în combinație cu alte caractere valoroase din punct de vedere economic. Precum și evaluarea acestora vor permite elaborarea unei metodologii de selectare a formelor parentale pentru combinațiile hibride, punând în evidență potențialul genetic al variabilității și heritabilității caracterilor valorificate în crearea de soi și hibriți performanți și este logică, coerentă, în concordanță cu scopul cercetărilor. Noutatea și originalitatea cercetătorilor sunt bine planificate și realizate de către doamna Macovei, care a studiat, evaluat colecția de genotipuri, forme mutante cu un singur marker și multimarker în vederea rezistenței la factori de stres abiotici în baza caracterului gametofitului masculin. S-a demonstrat că rezistența la stres termic este determinată de sisteme genetice sau gene diferite. Au fost elucidate de asemenea particularitățile variabilității și heritabilității caracterilor citochimice, biologice și economic valoroase în funcție de genotip și condiții de mediu. Valoarea teoretică a tezei este determinată de faptul că problema abordată este de importanță majoră, are de interes științific, fie bine determinată, și oferă posibilitatea determinării variabilității și legităților heritabilității caracterilor biologice, citologice și ale unor însușiri marker ale mutanților sub influența factorilor de stres.
Acest fapt permite determinarea adaptabilității genotipurilor de tomate și optimizarea selectării formelor parentale pentru frigideri, precum și stabilirea influenței formelor parentale asupra rezistenței la arșiță și frică a fibrezelor, elucidarea particularităților variabilității transgresive a fibrezelor din generația a doua. De asemenea, și pronosticul timpuriu rezistenței al valorii genetice a descendenților hibrizilor din generația 3. Și aici mă gândeam, poate doamna Macovei avea în vedere hirozisul fixat, constant. Valoarea aplicativă a cercetărilor constă în crearea de hibrizi, populații hibrizi cu un spectru larg al variabilității caracterilor cantitative valoroase. Din acest material genetic au rezultat soiuri hibrizi heterotici de generația 3, destinați cultivării pe teren deschis și pe teren protejat. Soiurile hibrizi creați și desfibrezi prin tipul de creștere, arhitectonică plantei, formă, culoare, masă, fructuri și alte caracteri ale mutanților. Metodele de cercetare și prelucrare a informațiilor sunt bine alese de către doamna Mutuiei, fiind atât tradiționale cât și celulare și corespund scopului și obiectivelor tele. Diverse sunt și metodele de hibridare analizate în scop crearea materialului inițial de ameliorare a hibrizilor heterozis. Acestea sunt simple, reciproce, complexe, întrepte, precum și hibridări dubli, acestea fiind numite de doamna autoare paralele. Materialul genetic utilizat este vast, 675 de genotipuri de proveniențe diferite. Doamna Macovei a respectat riguros principiile cercetării științifice, investigațiile efectuare sunt asigurate teoretic cu surse bibliografice adecvate. 437 de surse. Conținutul integral al lucrării de tema abordată răspunde scopului și obiectivelor cercetării, este original, adecvat direcțiilor de cercetare. Acestea pun accent pe actualitatea și importanța rezistenței genofondului de tomate la factori de stres abiotic, dar și rezistenții la deficitul de umiditate din condiții pedoclimatice ale Republicii Moldova, cu prezența frecventă de ani foarte secetoși, însoțiți de temperaturi foarte ridicate și arșiță. În baza surselor bibliografice și cercetărilor proprii, sunt actualizate importanța ameliorării speciei, cu accentul pe crearea materialului inițial de ameliorare, adecvat cerințelor actuale, necesității de includere în acest proces a germoplazmei de genotipuri, soiuri, hibrizi rezistenți la factori extremari, productivitate înaltă, fixate genetic. Și aici, iar din nou mă întorc, are în vedere doamna Macovei heterozis fixat, este abordată de asemenea utilizarea factorilor de stres modelați. Doamna autoare indică și importanța gametofitului masculin în crearea genotipului rezistenței la factori abiotici. Teza este expusă pe 280 pagini, are 10 anexe, declarația de responsabilitate și CV-ul doamnei autoare. Sunt anexate anotări în română, engleză și rusă, lista tabelelor și figurilor, introducere urmate de 6 capitole. Urmează concluzii generale și recomandări pentru utilizare în ameliorare și producere. Fiecare capitol se finalizează cu concluzii. Lucrarea doamnei Milane Macovei este ilustrată cu 49 tabele și 46 figuri. Admutarea este întocmită conform cerințelor ANACEC și include structura tezei, domeniul de cercetare, cuvinte cheie, scopul cercetării, obiectivele studiului, noutatea și originalitatea științifică, rezultatele principale noi pentru știință și practică, semnificația teoretică, valoarea aplicativă, implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele noi pentru știință și practică ale cercetărilor anunțate de către doamna autoare sunt obținerea unei generații noi din material inițial
cu rezistență de factori de stres adiote, cu factori cu caractere valoroase din punct de vedere economic și însușiri marcheri ale mutanților. Argumentarea științifică de utilizare asociată a metodelor de selectare celulară și clasică, crearea de soruri hibrid heterozi și linii de tomate diverse din punct de vedere practic. Merită atenție faptul că evaluarea heritabilității caracterilor cantitative ale hibridilor F1 a confirmat că apariția caracterilor dominante sunt în dependență directă de forme parentale și s-a demonstrat că heritabilitatea caracterului de perioada de vegetație este influențată de genele mutate RIN și NOR, care determină perioada de maturizare a fructelor. S-a stabilit că efectul heterozis sau caracterul productivitatea timpurie și generală e determinat de ereditarea numărului de și masa fructelor per inflorescență a formelor parentale. Doamna autoare a creat 12 stoiuri de tomate de proveniență hibride, 10 în brevitate, inclusiv 7 hibrizi de generație 1, cu efect înalt al heterozișilor la caractere cantitative importante, 2 din aceștia, Inkstar și Rosa Mac, sunt în evaluare la Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de plante. Au fost create și linii de diferite tipuri de selectare, s-a identificat un spectru larg al variabilității transgresive în populațiile hibride de generația a doua, rezultate din încrucișarea între mutanți și linii homozigote. Aici, când vorbești de linii homozigote, comparând toate datele din toate capitolele, se vede că acestea sunt hibrizi homozigoți. Dacă eu am înțeles. Rezultatele științifice obținute sunt credibile, valoroase. Unele rezultate, cum ar fi soiuri și hibrizi de generație întâi, sunt implementate într-o gospodărie țărănească din Găinu Crivuleni, Republica Moldova, precum și într-o agrofirmă din Siberia, Federația Rusă. Concluziile generale, 13 la număr, includ toate etapele de cercetare, capitolul teze și corespund cercetărilor efectuate. Recomandațiile pentru utilizare în ameliorare și introducere sunt adecvate rezultatelor obținute. Prezentarea generală a lucrării este bună, cercetările fiind realizate cu responsabilitate. Doamna Macovei s-a condus după principiile etice, nu se observă fraude, materialele sunt bine gândite, bine planificate, bine ilustrate. Doamna autoare demonstrează cunoașterea excelentă a materialului, a speciei, a conținutului tezei. Expunerea este corectă, logică, dar într-un stil original, inerent cu expresii, propoziții, extinse. Se citește teza nu prea ușor, dar și Dante nu se citește ușor. Rezumatul tezei română este expus pe 70 de pagini, corespunde conținutului tezei, este adecvat cerințelor ANACESC, iar după volum recomandărilor Universității de Stat din Moldova. E necesar de indicat și prezența unor regretabile erori. Numele complet al doamnei autoare pe prima foaie de titlu în rusă diferă de cel de pe a doua foaie de titlu în română, precum și coperta și reversul copertei rezumatului. De asemenea, în adnotare, în română și engleză, față de cel în rusă, diferă numele complet al doamnei autoare și pe foile privind dreptul de autor din teză și din rezumat. Expresia caracterii agronomice, de fapt, indică caracterii cantitative, caracterii importante din punct de vedere economic. Traducerea din rusă, хозяйство национальной признаки, este nereușită. Imaginile florilor, aici am indicat care pagini, fructelor,
de o calitate excelentă, nu sunt numerotate fiecare imagine în parte și nu se indică denumirea fiecărei mutații caracter, dar se dă o denumire generală sau se indică toate genele în împreună pentru toate imaginile. În rezumat, denumirea capitolului 6 este tradusă în viziunea mea neadecvat. Ameliorarea la heterozis ar trebui și nu prin heterozis. Prin heterozis ar fi foarte bine dacă asta ar fi în titlul tezei. Selecția prin heterozis sau crearea soilor prin heterozis, nu știu. Sunt prezente unele mici erori și în CV-ul doamnei Macovei. Aceste inadvertențe în exprimare nu diminuează valoarea teoretică și practică a tezii de doctor habilitat prezentată de către doamna Milania Macovei. Cu certitudine, lucrarea este foarte valoroasă, este un exemplu de muncă științifică consacrată, multidisciplinară și foarte importantă. Această lucrare este una din puținele lucrări consacrate nu numai obținerii materialului inițial de ameliorare și de creare a hibrizilor și soiului de productivitate competitivă, dar și o sursă de informație în elaborarea soiurilor hibrizilor cu rezistență sporită la factori abiotici. Luând în considerare ce cele expuse mai sus, putem conclude că doamna Milania Macovei a realizat o lucrare de valoare științifică și practică deosebită și merită pe deplin obținerea titlului științific de doctor habilitat în științe biologice, specialitatea 41104, ameliorarea și producerea semințelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna profesor, pentru munca și aprecierile făcute. Doamna Macovei Milania, deoarece au sunat și unele recomandări, vă oferim cuvântul. Хочу поблагодарить Марию Михайловну за такой кропотливый и глубокий анализ моей работы, за замечания, которые были сделаны на более ранних этапах. Мы их обсуждали, мы пришли по некоторым вопросам к единому мнению, сделали соответствующие изменения. Я хочу сказать тебе большое спасибо, но это никак не отразилось. Мы продолжали коммуницировать, обсуждать, решать. И в итоге получилась работа хорошая. И хочу ответить на вот эти последние замечания Марии Михайловны. А относительно фамилии на всех страницах, на всех документах соответствуют тому, что есть в паспорте. Просто языковые, на русском одно написание, на румынском другое, но и английский, это согласно языкам. Значит, что касается генов, которые на рисунках, я указывала название генов, потому что рассчитывала на то, что работа по томатам для специалистов, и каждый специалист, наверное, знает символику генов и знает, о чем идет речь, о каком признаке и каким геном какой признак контролируется. В итоге я в приложениях все это на рисунках указала, но вот здесь осталось просто пропущено. Но тем не менее в названиях рисунков есть все гены, которые контролируют тот или иной признак. И еще хочу сказать, что относительно признаков плода, опять-таки я не могу указать признак конкретно для одного рисунка, то есть указать ген, символ гена, потому что, допустим, на протяжении созревания плода на зеленый в плодах процесс прохождения контролируется одним геном. Допустим, даже если полосатость плода контролируется для красноплодных одно, для оранжевых другое и так далее. Поэтому для специалистов это непонятно, кто работает с культурой. Но я согласна. Спасибо большое, Мария Михайловна, за ваш труд, за оценку высокую моей работы. Спасибо большое. Da, vă mulțumim. Și oferim cuvântul doamnei Pântea Maria, doctor cu abilitat în științe biologice, referent la teza. După ce distinși profesor doamna Gonceanu, doamna Busnaru și profesor Mundeanu au făcut o analiză multilaterală, multidimensională, cum doriți, a făcut
este foarte greu să mă repet. Înțelegeți? Eu am făcut avizul meu după protocol, după recomandările ANACET care sunt la noi în țară. El este transmis. Eu nu mai vreau să spun că nu vreau să mă repet. Unele greșeli care au fost notate și de doamna Gonceruc și eu le-am văzut, ea un fond le-a exclus după redactările următoare. Eu vreau doar să spun, după cum a spus și doamna academician, conducătorul tezei sau... Nu sunt academician. Membru academiei. Deci, ca să fii un om foarte prodigios în știință și în general, trebuie să fii și inteligent, și emoțional, și social, și rezilient. Da. Această reziliență la doamna competitoare se vede dintotdeauna. Ca atare, ea a continuat lucruri care se pornise, nu era un centru de selecție gametică, dar pe urmă s-a blocat. Conducerea profesor Kravchuk. Da. Da. Dar ea renovează, reînnoiește și, într-adevăr, dacă în medicină gameții sunt mai bine studiați, atunci se cere și în asta. La plante de făcut lucrul acesta. Și noi sperăm că ea va face recomandările respective după ce a făcut cercetări cu mult mai aprofundate decât centrul care a fost mai înainte. Și de aceea poate să propuie metodologii de accelerare a cercetărilor de ameliorare genetică în general. De aceea eu sunt, care acum sunt absolut indispensabile, doar merge vorba de mulți factori stresanți în legătură cu schimbările climatice, mai ales de cei biotici. De aceea lucrarea dumneiei este foarte la timp. Noi cunoaștem și toate monografiile unde e așa pus semnătura. Dacă cineva are nevoie de unele detalii, poftim, le aveți. Nu, ea le-a făcut de acum. Utilizați-vă, cercetători, de mai departe. Înțelegeți cum? Eu socot că ea a făcut un lucru foarte mare, având toate cele patru calificative care a spus doamna. Domnul consultant, ea le are. E un cercetător devotat cauzei selecției și genetici tomatelor și ea merită, am scris și în aviz, merită aprecierea aceasta care se cere la noi de a obține titlul de doctor habilitat în biologie. Și îi doresc mult succes, sănătate și succese mai noi, mai multe, pe tărâm timp. Mulțumim mult, da, doamnă. Da. Mulțumim. În continuare, ofer cuvântul doamnei doctor habilitat Mihnea Nadejda pentru expunere. Mi-e foarte greu să-mi spun părerea după toate rapoartele care au fost aici, dar tot ce o să încep. Pe doamna Macovei o cunosc, ea practic activează de la baza institutului, a început cu Institutul de Ecologie și a trecut prin toate etapele de reformare a institutului nostru. Reziliență. Și, da, da. Și eu o cunosc pe dumneavoastră, noi împreună ne-am angajat la lucru într-un an și o cunosc pe parcursul întregii activități. Și ca colegă vreau să spun că doamna Macovei are o capacitate de muncă enormă. Deci, lucrul care l-a făcut eu, vreau să accentuez, ea practic l-a făcut de unul singur. Dumnezeu n-a avut în spate oameni, laboranță, muncitori, mai știu eu, ca să o ajute. Niște, la etapele de cercetare, ea a lucrat, mai scurt, și ca muncitor, și ca laborant. De aceea, eu întotdeauna am fost uimită de capacitatea ei de a munci și de a organiza lucrul, adică experiențele în câmp erau experiențe în câmp, în laborator erau experiențe de laborator. Și vreau să spun, doamna Macovei, că sunt mândră că v-am cunoscut, că am activat împreună o perioadă și sper în continuare că
veți fi apreciată mult mai mult și rezultatele dumneavoastră. Și eu cred că totuși s-a putea la universitatea de citit un capitol anume despre genetica gametică, deoarece mai bun specialist în domeniul genetice și gametice nu-i. Și recomandarea mea ca să se facă un curs anume la universitate, ca să se introducă un curs care doamna Mamcovei să-l ducă și să facă cunoștință viitorii cercetători, viitorii oamenii de știință cu rezultatele institutului nostru. Rezultatele au fost expuse la diferite conferințe. Cu rezultatele suntem cunoscuți la toate consiliile științifice, la dările de seamă și toți o cunosc pe doamna Mecovi ca un specialist dedicat, un specialist bun, un specialist de perspective și nu rămâne decât să-i doresc doamna Mecovi multă, multă sănătate, deoarece de sănătate avem nevoie toți la moment și noi realizăm. Da. O să-mi permiteți și mie. Stimați colegi, stimați membri a Comisiei de Susținere Publică, nu pot să mă expun, să trec cu fără a mă expune și eu asupra tezei și asupra aptitudinilor profesionale a doamnei Mecovei Milania, atât în calitate de președinte a comisiei, cât și de colegă care pe parcursul tuturor acestor ani am putut să urmărim nu doar creșterea dumneei profesională, cât implicarea directă și în fundamentarea acestei direcții care a fost astăzi prezentată de selecție gametică, a fost demonstrată din punct de vedere științific, practic, cu rezultate, cu date care vin să confirme și a demonstrat ipoteza care a stat de inițial de lucru la stabilirea și la identificarea temei de cercetare. Teza pusă astăzi în dezbatere e un bun exemplu și aș zice chiar unul din cele mai reușite exemple din binarea unui studiu fundamental cu studiu cu valoare aplicativă, unde vedem foarte bine această traiectorie de la cercetarea fundamentală clasică care a finalizat cu rezultate aplicative prin creare de soiuri și hibrizi. Avem 11 soiuri, 2 hibrizi de tomate, fiecare caracterizându-se prin anumite particularități distincte de productivitate, de caractere atât morfologice cât și agrofiziologice, agronomice, ținând de durata perioadei de vegetație, precocitate, cât și îmbinând caracterele valoroase, precum este rezistența la factori, în primul rând, abiotici și cu calitate înaltă a fructelor. Cunoaștem și am putut să avem acea deosebită posibilitate în calitate de colegi a dumneei de a aprecia și gustativ acele soiuri care au fost create de dumneei și prin care ne aduce amintea acel gust a fructelor de mult, care toți suntem în căutare când mergem în rețelele comerciale sau la piață și ne amintim de acele fructe și acel gust al tinereței care anume se îmbină în soiurile și hibrizii creații de dumneei. Dumneei este autoarea 172 de lucrări care au stat la baza tezei. Evident că nu au putut în teză nici în cea mai mare parte să fie incluse rezultatele dumneei. A încercat să le expună în acele 3 monografii și un catalog care le avem și astăzi aici expuse în fața dumneavoastră, dar care majoritatea dintre noi le cunoaștem. Având la bază un studiu imens și un volum major de muncă. După cum și s-a menționat, în teza au intrat
în jur de 500 de genotipuri. Dar aș vrea să zic că în colecția de resurse genetice vegetale sunt în jur de 800 de genotipuri de tomate, care practic, doamna Macovei, practic toate au fost evaluate și descrise de dumneavoastră ei. Și în acest caz vreau să menționez anume acele aptitudini profesionale deosebite, care și le-a dezvoltat prin muncă asiduă de zi cu zi, când practic fiecare genotip ea poate să-l identifice începând de la cele mai timpurii etape de dezvoltare ontogenetică, spunând exact ce genotip, ce formă mutantă este. A putut foarte reușit să poată selecta din această multitudine de genotipuri care din ele urmează a fi incluse și în ce program de ameliorare pentru a ajunge la acel rezultat care astăzi l-a obținut. Apreciez mult ceea ce a realizat, doresc succese și consider pe deplin că sunt întrunite acele cerințe, criterii pentru o teză de doctor cu abilitate, iar pretendenta merită conferirea titlului de doctor cu abilitate în științe biologice. Stimați colegi, dacă cineva dorește să se expună, da, cu deosebită plăcere, domn doctor Gane Anatolie. Da. Se poate de aici. Dar vă... Vă rog, să ne meriți în... Să vă vedem mai bine. Dacă, da, vă rugăm. Să ne meriți în cadru. Stimați membri ai Comisiei de Susținere, onorată asistență, stimați colegi, nu pot să trec cu, așa cu vederea, să nu-mi expun câteva gânduri referitor la evenimentul de astăzi. Eu cred că noi asistăm într-adevăr la un eveniment important, nu numai pentru laboratorul nostru de resurse genetice, și pentru Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, dar și un eveniment important pentru știința națională. Fiindcă lucrul care s-a făcut este un lucru enorm. Pe de o parte s-ar crede că obiectul de studiu, tomatele, sunt deja explorate, s-a făcut foarte mult, a fost susținute multe teze, dar doamna Macovei a putut găsi așa un segment de cercetare care nu prea a fost înainte folosit, de alții explorat. Da. Și anume mă refer la formele sau liniile mutante cu gene identificate. Da, au fost cunoscute și înainte, dar meritul doamnei Melanie Macovei este că ea a făcut o pașaportizare amplă a acestor linii mutante și nu numai din punctul de vedere al trăsăturilor morfobiologice, dar și din punctul de vedere al rezistenței. Rezistenței acestor forme, acestor genotipuri la factorii stresogeni. Și iată acest lucru enorm pe care l-a făcut doamna Macovei, i-a permis de acum să facă următorul pas, să folosească acest material pentru efectuarea cercetărilor și fundamentale în genetică, dar și aplicative, folosind aceste forme ca material inițial pentru ameliorare. Și trebuie să spunem, am văzut cu toții, că acest lucru s-a soldat cu rezultate foarte bune, rezultate care merită să fie apreciate la cel mai înalt nivel. Eu n-am să repet vrazei că tot ce s-a vorbit aici, fiindcă se poate mult de spus. Noi, ne pare bine că în colectivul nostru o parte așa
considerabilă de cercetări s-au făcut anume în colectivul nostru, referitor la formele mutante. Și cred că nimeni nu o să mă contrazică că doamna Măcovei merită să fie conferit titlul de doctor habilitat în științe biologice și noi o felicităm cu rezultatele frumoase obținute și dorim pe viitor să lucreze, să aibă puteri, sănătate, să aibă puteri și în viitor, să aibă idei noi, idei frumoase și să profităm toți de la, iată, aceste succese. Da. Numai bine! Da, vă mulțumim mult! Dacă mai sunt doritori pentru a-și spune opinia și aprecierile, în acest caz, doamna Măcovei, vă oferim cuvântul. Я хочу обратиться к даме профессору Галиябутнару, ультимата дамна профессор Эмерит Галиябутнару, презенца думневастра астес, она часто сала. Vă mulțumesc! Da, я всех благодарю, кто был рядом, поддерживал, помогал, участвовал в анализе работы, чтобы уже вот как бы приобрести такой вид окончательный, да, более совершенный. Благодарю. Все равно мне хочется сказать доктора хабилитата доктора Бутнару, доктора хабилитата Челак, Надежду Михни, которые на самом первом этапе сделали очень хорошие конструктивные замечания, которые привели к улучшению работы, к тому, с чем мы пришли уже на начальном этапе. Я всех благодарю, кто был рядом, кто помогал, кто сочувствовал, кто словом, кто делом поддерживал. Всем большое спасибо. Да. Stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, onorată asistență, după cum am menționat la început, fiecare noi dintre membrii Comisiei de Susținere Publică ne-am expus acea lipsă de interes și conflict de interese cu pretendenta, imparțialitatea noastră în procesul de examinare a tezelor, referenții și membrii de asemenea în aprecierile expuse au venit cu recomandarea de a recomanda conferirea titlului de doctor habilitat în științe biologice, recomandare care o pun astăzi la vot aici și imparțial în prezența tuturor celor prezenți la ședința de susținere publică. Vă rog, vă expuneți. Vă mulțumim! Mulțumim mult! Astfel, din cei 7 membri ai Comisiei de Susținere Publică, prin vot unanim, a fost expusă recomandarea de conferire a titlului de doctor în științe habilitat în științe biologice la specialitatea ameliorarea plantelor și producerea semințelor doamnei Milania Măcovei. În continuare, ofer cuvântul doamnei secretar științific a Comisiei pentru expunerea raportului final. Permiteți să-ți dau citire raportului final din 30 luna 11-2023 a Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor habilitat, potențialul genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și mutante Solanum micropersicum, metode de cercetare și utilizare în ameliorare, specialitatea 411-04, ameliorarea plantelor și producerea semințelor. Autor Măcovei Milania, doctor în agricultură, conferențiar cercetător. Consultant științific, Lupașcu Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. Teza de doctor habilitat în științe biologice prezintă o investigație științifică consacrată elucidării potențialului biologic sub aspectul variabilității însușirilor varoloase al genofondului tomatelor de cultură și a celor mutante, crearea soilor, hibrizelor și liniilor adaptate la condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova.
Noutate științifică a rezultatelor a constatat un studiu multirachelar al colecției genetice de forme mutante și cu un singur marker și multe marker de tomate în vedere rezistenței la factorii de stres abiotic, și anume așiță, frig, secetă, în baza caracterilor gametofitului masculin. S-a demonstrat că rezistența la așiță, frig, secetă este determinată de diferite sisteme genice. Au fost elucidate particularități, variabilității și rigidității peții, caracterilor citochimice, biologice și agronomice, valoroase, independență de genotip și condiții de mediu de tomate. De asemenea, a fost elaborată metodologie de eficientizare a procesului de ameliorare tomate prin asocierea proceselor de selecție gametică și clasică. Importanța teoretică a lucrării că au fost stabilite limitele variabilității și rigidețele heritabilității caracterilor biologice, citochimice și a unor însușiri marker ale mutanților sub influență temperaturilor ridicate și scăzute, ceea ce au fost posibile stabilirea nivelului de adaptabilitate a genotipului de tomate și optimizarea selecției formelor parentale pentru încrucișare. S-a demonstrat rata de influență a formelor parentale asupra rezistenței hibrizilor F1 și așiță, la fric și așiță. S-a elucidat particularitățile variabilității transgresive în populația F2, fiind demonstrată posibilitatea de prevedere timpurie a eficienței de selecție a recombinațiilor rezistenței și valoare ameliorativă a descendenților în generația F3 și F4. Rezultatele principale noi pentru știință și practică obținute au fost în baza studiului multilateral al genofondului tomate de cultură și mutante. Pe durata a mai multor ani a fost obținut material inițial de nouă generație cu asociere diferită a rezistenței la trei factori de stres abiotic, temperaturi ridicate, scăzute și secete, inclusiv a complexelor de caractere agronomici valoroase și însușiri. Și însușiri marker al mutanților. Este argumentată științific importanța utilizării asociate a metodelor de selecție gametică și clasică. Sunt create 11 soiuri, 2 hibrizi heterozi și mai mult de 50 linii ameliorate de tomate diverse din punct de vedere genetic. Valoarea aplicativă constă în obținerea populației hibride de tomate, care sunt mai mult de 140, cu aspect larg al variabilității caracterilor organomici valoroase, crearea soiului hibrizilor heterozi și F1 de tomate pentru teren deschis și protejat, ce se evidențiază prin tip de creștere, arhitectura plantei, forma, culoare, greutatea fructului și asocieri diverse a caracterilor marker ale mutanților. Sunt numerotați caracterele. Teza este actuală și prezintă un interes deosebit atât sub aspect teoric cât și aplicativ. Are suport metodologic contemporan. Corespunde cerințelor actelor normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Republicii Moldova. Membrii comisiei au votat unanim pro 7 membri. Comisia de susținere publică, în conformitate cu actele normative ANAC, a decis a conferit doamnei Macovei Milani gradul științei de doctorat în științe biologice la specialitatea 411.04, ameliorarea plantelor și producerea semințelor. A solicitat Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova să confirme decizia Comisiei de Susținere Publică de a conferi doamnei Macovei Milani gradul științific de doctor habilitat în științe biologice la specialitatea 411.04 în ameliorarea plantelor și producerea semințelor și a elibera diploma respectivă. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim! Și acum, conform scenariului, este o posibilitate pentru dumneavoastră de a expune acel ultim cuvânt de mulțumiri, de aprecieri, care este opțional în scenariu, dar vă oferim această posibilitate. Я хочу в первую очередь обратиться к мукстимате доамна профессору Мирит Галия Бутнаро. Prezența dumneavoastră astăzi în această sală este o mare recompensă pentru mine și probabil nu numai pentru mine. Aș dori să vă exprim o recunoștință deosebită pentru că ați fost de acord să evaluați lucrarea mea și pentru mare ajutor în pregătirea rezumatului pentru publicare. A primit de la dumneavoastră o înaltă apreciere a lucrării mele științifice este un mare cadou. Vă sunt foarte recunoscătoare și sunt mândră că am avut ocazie să comunic cu dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, cu deosebit respect.
Mulțumesc, domnul profesor Nicolae Munteanu, vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră enormă depusă în analiza rezultatelor cercetării, pentru sfaturile și recomandările privind îmbunătățirea lucrării și corectărilor și țin de limba română. Vă mulțumesc pentru discuțiile interesante și sprijinul dumneavoastră. Este o onoare să primesc o evaluare a activităților mele științifice de la dumneavoastră. Vă sunt recunoscătoare și sper la cooperare la continuare. Se spune așa, răspunsul meu este: mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat ocazia să fac o faptă bună. Asta i-am spus eu, doamne academician, că cineva susține evidență pentru fapte bune. Aș dori să mulțumesc pe președintele Comisiei de Susținere Publică, doctorul habilitat, doamna Larisa Andronic, care a crezut în mine și m-a susținut în toate etapele. Mulțumesc, doamna director, pentru înțelepciunea, răbdarea și capacitatea de a lucra cu oamenii. Aceasta este un mare talent și dumneavoastră îl aveți. Mulțumesc mult! O mulțumesc pe consultantul meu științific, profesor, membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova, Galina Lupașcu, pentru profesionalismul și dedicarea lucrării său. Vă mulțumesc, doamnă profesor, pentru munca enorm de mare depusă în traducerea rezumatului în limba română și pentru sprijinul acordat în rezolvarea problemelor în toate etapele cu care ne-am confruntat. Mulțumesc pentru răbdare și înțelegerea dumneavoastră. Este o mare plăcere să comunic și să lucrez cu dumneavoastră. Mersi mult! Da. Vă mulțumesc pe doamna profesor Maria Ganciruc pentru analiza multidimensională a tezei și rezumatului, pentru comentariile și recomandările vizează îmbunătățirea tezei. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă profesor, pentru munca dumneavoastră, responsabilitate, pentru înaltă apreciere a activității mele științifice și sprijinul pe care mi-l-ați acordat. Da. Mulțumesc, doamnă doctor habilitat Maria Pânte, vă mulțumesc pentru munca investită în evaluarea tezei și rezumatului, pentru comentariile și recomandările constructive, pentru sprijinul și urările de bine cele pe care mi-a le-ați spus la fiecare întâlnire cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pe doamna Nadejda Mihnea pentru susținerea de la prima etapă și până la ziua de astăzi. Vă doresc toate cele bune. Я хочу перейду на русский, если можно. Да, спасибо большое. Хочу поблагодарить проректора по научной части Государственного университета Академии госпожу Степанову, секретаря отдела докторантуры Лилию Спыну и специалиста по кадром, по финансам, доамню Крецу Раису, которая все время поддерживала, подсказывала. Всем спасибо большое, как оформить, как правильно. Это очень дорогого стоит, потому что в своей специальности мы много чего знаем, а вот эти вещи никак. Одновременно я могу поблагодарить всех, кто мне написал отзывы, да. Хочу поблагодарить академика Тудора Фурдуи. Федора Ивановича, который первым мне прислал отзыв на работу и был на почине, и очень как бы позитивно. Академика Бориса Сергеевича Гаину, академика Чимпаеш, академика Белорусской академии наук Кильчевского Александра Владимировича, доктора, профессора Белорусской академии Скорина, своих коллег из ВНИИС, Ольгу Николаевну Пушную, Ирину Тимофеевну Балашову, моего научного руководителя по докторской диссертации Игнатову Светлану Ильиничну, великого селекционера, очень хорошего человека и очень много чего достигшего в жизни. Своих коллег из Украинского института овощеводства и бахчеводства, из доктора профессора из института Юрьева Юрия Владимировича Колупаева,
Хочу поблагодарить Дорогину Светлану Викторовну из Беларуси, с Новосибирского ботанического сада, руководителя кафедры Академии сельскохозяйственных наук Алтайского государственного университета Светлану Владимировну Угарову, коллег своих из научных учреждений Великобритании Светлану Багирову и Игоря Виза. Коллегам из Тимирязевской академии большое спасибо. И Дамне Дурикову Готео из Тимшары. Да, большое спасибо. Да, иду. Хочу поблагодарить Мустаца Семена Ивановича, Виктор Филиппович Бухарчук, Савин Георгий Иванович, из института профессору, доктору хабилитат Доскалюк Александру Павловичу, Волощук Леониду Федоровичу. Спасибо большое за поддержку, за, ну, за позитивное создание как бы хорошего настроения. Спасибо Анастасии Александровне Штифырце за добрые пожелания и поддержку. Любе Корецкой, Сергею Никитовичу Баслоброд, который позвонил мне и сказал: присылай мне автореферат, и я хочу оценить его и сказать тебе то, что я думаю о тебе. Я уже хотела сказать, вот Василию Федоровичу Батнарь большое спасибо, всегда был рядом, помогал. Надежда Михня, Валентин Челак, Дуамне Евгения Котенко особое спасибо за поддержку в самые ответственные и сложные моменты моей жизни. Я очень это ценю и очень дорожу этим, Дуамна Евгения. И хочу сказать слова благодарности Дуамне Академичан Марии Дуке. Она за конструктивные ее советы и тоже предложения и поддержку. Ну и, конечно же, я хочу поблагодарить Анатолия Ивановича. Большое вам спасибо, Дуамна Галя, за поддержку, за то, что он мне давал возможность работать спокойно, поддерживал. Спасибо вам большое. Коллектив своей лаборатории хочу поблагодарить. Все, кто поддержал меня, особенно Доница Куцитару. Чуть что-то не получалось, звоню, тут же прибегает, все помогает. Спасибо вам большое. И в целом хочу всех поблагодарить членов Совета по защите, за поддержку, за понимание и пожелать всем здоровья, мира и всего самого лучшего и доброго, чтобы у всех все в жизни было побольше позитива и побольше всего самого хорошего. Да. Здоровья. Да. Спасибо всем за поддержку. Мулțumim mult și aș vrea să zic exact în timp perioada când desfășuram ședința Comisiei de Susținere Publică, a mai parvenit un aviz de peste hotare. Nu l-am reușit să-l transmitem, doar ne-am uitat la decizia, fiind de asemenea un aviz pozitiv, cu recomandare, fără obiecții, care ulterior va fi inclus. O să vă-l transmitem. Și cred că ați omis, dar unele din cele mai mari mulțumiri le aveți față de fiică și familie, deoarece sunt sigură că apreciază foarte mult lipsa dumneavoastră din familie și prezența permanentă plenară a dumneavoastră la instituție, fiindcă a realiza un asemenea volum de lucru, evident că a necesitat o implicare directă, mult timp, multă activitate și probabil că faptul că este prezentă astăzi aici și demonstrează că apreciază mult ceea ce ați făcut. Я извиняюсь, Кристина, прости, пожалуйста, за упущение. Нет, я даже не подумала. Спасибо большое. Набраться бы ему не мотивировать. На самом деле, у меня прекрасная дочь. Она настолько меня на всех этапах поддерживала, помогала. Она очень хороший специалист во многих вопросах. И все, что касалось, она всегда была рядом. И, честное слово, если бы не ее поддержка, я не знаю, если бы я вот этот этап перешла бы. Спасибо тебе большое. Да. Și aș dori și eu să zic ceva despre fiica doamnei. Aseară când ne-am dus la cină, doamna Macovei vroia să comande o cină mai hoh, cum se zice, dar fiica i-a făcut o recomandare. Nu, mama, lasă pe oameni să-și aleagă ce doresc.
Și așa a fost. Am ales și am avut o cină excelentă. Mulțumim, domnișoară sau doamnă, mulțumim, doamna Macovei, și mulțumesc pentru plăcerea de a fi în această comisie. Prezența dumneavoastră. Mulțumim tuturor celor prezenți la ședința Comisiei de Susținere Publică. Felicitări, doamne președintă!